Salut, camarazi! Astăzi vă prezint gangster român de pe Riviera Maya. Totul se petrece în Mexic. Mexic are o populație în jur de 120 de milioane de locuitori, o țară catolică, o țară care nu prea are multe bogății în afară de niște petrol care îl are în Golful Mexicului, din care trăiesc. Ca orice țară mai sărăcuță, să zicem așa, mai din lumea a treia, e obligată să trăiască din turism. Vă dați seama, Mexicul e fostul imperiu Incaș, fostul imperiu Maiaș în partea de sud, cunoscut prin multă violență, mult sânge, prin mai multe revoluții, prin faptul că comandante Zero a fost de acolo și a comandante Marcos, după aia o mișcare de rezistență, să zicem așa, după aia a fost mișcarea lui faimosului revoluționar Zapata, împăratul Austriei, care după aia a devenit împăratul Mexicului, Maximilian, a fost împușcat acolo în războiul din Mexic. E o țară plină de contraste, o țară băgată între Statele Unite, așezată între Statele Unite și America Centrală, și deci e un drum de tranzit între cocaina care trece din Columbia spre Statele Unite. Dar acolo se trafică nu numai cu cocaină, se fac trafic de mai multe lucruri. De exemplu, în afară de cocaina care vine din Columbia, metamfetamina și alte chestii care sunt aduse din Japonia, de la celebra mafie japoneză Yakuza, ei, oamenii, lucrează și cu faimoasele carteluri Sinaloa, sunt mai multe carteluri, cartelul Guadalajara, mai multe carteluri rivale, carteluri mafiote care luptă pentru supremație. Pe coasta de vest vin foarte mulți cu turiștii, oceanul e marea superbă, vin foarte mulți americani, majoritatea sunt americani, dar vin din toată lumea. La Cancun, la Acapulco sunt faimoase, sunt celebre orașe unde sunt pline de azile de bătrâni din America care își trimit părinții acolo copiii ca să stea în azile de bătrâni, că e mai ieftin în Mexico, clima mai blândă și deci e o afacere și pentru mexican, pentru că se creează locuri de muncă. Așa, acolo au ajuns și românașii noștri. Românașii noștri s-au specializat pe clonare de carduri. S-a ajuns la marele scandal de pe Riviera Maya, unde sunt implicați mai mulți români. Șeful lor ar fi unul care e poreclit recinul de la Craiova. S-a ajuns și la crime și la omor și nu știu ce, e vorba de foarte mulți bani, extrem de mulți bani, și atunci când îți bani mulți e multă invidie, multă ură, multă calicie și așa mai departe. Recinul ăsta și-a făcut un grup infracțional care clonează cardurile și coafează, să zicem așa, automatele în toată zona aia turistică. Aveau la un moment dat cam în jur de 100 de automate de bani coafate, că alea îți dă bani acum și te fură mai târziu. În general, scot cam 50-60 de mii de dolari pe zi, vă dați seama, cam aproape 2 milioane pe lună, e o afacere de sute de milioane, la scară globală oficialitățile spun că e o piață de 2,2 miliarde de dolari, deci e pentru toată lumea acolo. Rechinul ăsta ce făcuse? Își făcuse o gașcă de oameni de-a lui de la Craiova. Unul era mușchiul, bodyguardul, unul era creierul, unul Nedelcu, și mai coptase câțiva de ăștia IT-și, de ăștia de România. Întâi le-a oferit joburi în Germania și după aia le-a zis nu, că nu mai avem nevoie în Germania, avem nevoie în Mexic. Și l-au dus în Mexic, l-au drogat, l-au îmbătat, nu știu ce, și l-au pus să muncească pentru ei. Pe salariu bun, vă dați seama, mai bun ca în România, dar astea-s metodele. Deci oamenii controlând peste 100 de automate de bani, afacerea merge strună, vă dați seama că oamenii își dau seama că au fost furați când se întorc în Statele Unite sau în Germania sau în Anglia sau mai știu eu pe unde, înțelegeți? Dar
pe loc acolo, totul e sub control, să zicem. La un moment dat a ieșit un scandal că unul dintre ei, Marcu, a trebuit să fie împușcat, că știa prea multe și s-au certat probabil la bani. Ăsta era fugit din România, că era căutat pentru tentativă de omor și fugise din țară și devenise mâna dreaptă a lui Rechinu, deci un fel de gardă de corp al lui. Până la urmă s-au certat probabil la bani, Rechinu era gelos că ăsta avea succes mai mare decât el la femei, nu știu ce. Până la urmă l-au găsit mort, împușcat, pus într-un anumit loc, a zis că un paznic a încercat să fure ceva și a fost nevoit să-l împuște, dar era vrăjeală, fusese omorât în altă parte și transportat mai departe unde l-a găsit poliția. Deci, fiind vorba de bani, foarte multă gelozie, foarte multă ură, foarte multă brutalitate. Oamenii lucrează și la scară mondială, nu fură nu numai de Mexico, ci au făcut un fel de păienjeniș, că s-a descoperit carduri clonate de ei. Ei clonează cam 1000 de carduri pe lună. Vă dați seama la ce nivel se lucrează. Au oameni care lucrează non-stop să cloneze cardurile. După aia se întrimet până Indonezia, până Malaezia, până Australia, până Hong Kong, până Argentina, cam până toată lumea, vă dați seama. Bineînțeles că la nivelul ăsta sunt mânjiți și politicienii și o parte din serviciile secrete, și primarii, și notarii, și tot care spălângă ei și care au ei nevoie. La un moment dat, pe baza unui pașaport românesc falsificat, au înființat o schemă și au făcut o firmă și după aia vindeau ei automatele, firma respectivă îți livra automatul de bani, dar cu skimmerul încorporat, deci era cu AFA deja. Vă dați seama, mergea afacerea strună, că ei livrau, ei furau, deci nemaipomenit. Rechinul ăsta a investit foarte mult la Craiova din banii ăștia, banii trebuiau spălați, cum se spune. Deci îi trimitea în țară, unde se cumpăra străzi întregi, cartiere întregi, se construiau blocuri de birouri, blocuri de locuințe, orice ce ca să spele banii. La un moment dat avea nevoie de 200.000 de dolari și măsa îngropase banii în grădină și era iarna și înghețase pământul și n-avea cum să-i scoată. Și el o sună pe Măsa, așa codificat, și spune că are nevoie de 200.000 de dolari. Și Măsa spune, nu pot să intru, că a înghețat aici, totul e înghețat. Ce, băi, dacă vine și sap nu merge, bine, dacă vii tu și sap, e bine. Și a venit el și a săpat și și-a luat aia 200.000 de dolari, că erau îngropați în grădina lui Măsa. Deci, oamenii lucrează la scară mondială, lucrează cu amenințări, cu crime, cu bătăi, cu toate treburile astea. E o organizație foarte bine pusă la punct, foarte pe sistem militar, să zic așa. Rechinul e capul. A ieșit un pic de scandal în Mexico, dar n-au cu ce să-l apuce personal. Are acolo și niște proprietăți în valoare de vreo 4 milioane de dolari în Mexico, dar totul e cumpărat legal, cu bani curați, deci nu se poate dovedi. El a dat niște interviuri la televiziune și în presă, domnule, că eu sunt om de afaceri, lumea e invidioasă, nu știu ce, n-am nicio treabă cu skimming-ul, cu furtul de pe, cum să spune, despre cardurile clonate, nu știu ce, dar bineînțeles că omul încearcă să-și apere afacerea, dar e clar că e capul organizații infracționale mondiale. În România e căutat pentru mai multe infracțiuni, pentru șantaj, extorsiune, spălare de bani, constituirea unui grup infracțional criminal. Deci omul e băgat în toate, dar deocamdată nu poate să-l agațe nimeni cu nimic, că nu-ți dovezi, numai în momentul când cineva o să se spargă și o să se certe cu el și fuge din organizație, probabil că atunci o să dea totul pe goarnă, cum a fost și în cadrul lui Ceapo, că au prins-o pe nevastă și a început să cânte ca să nu moară în pușcărie. Așa. Deci și aici aceeași mișcare. Deocamdată îi merge bine, afacerile sau chiar dacă merg mai puțin bine în Mexico, merg în celelalte țări de pe glob și tot nu pierde. Deci la Craiova a cumpărat, cum v-am zis, a cumpărat străzi întregi, birouri de
le-au făcut și le-au vândut, au închiriat apartamente, nu știu ce, au cumpărat, deci omul e un fel de vodă în lobodă, face ce vrea, are foarte mulți bani pe care îi manevrează, îi spală, banii sunt trimiși în cantități mici în România ca să nu bată la ochi, s-au ascuns și în rame de tablouri, s-au ascuns în mingi de fotbal, în chestii de-astea s-au adus prin curier ca să nu vină prin transferul internațional unde dă la ochi, că de la 10.000 în sus la Western Union sau la MoneyGram deja trebuie anunțat băncile și poliția. Deci oamenii sunt foarte prudenți, dar deocamdată le merge bine, nu i-a prins, deci hoțul neprinse, negustori cinstiți. Dragi camarazi, v-am spus o poveste despre gangsterii români de pe Riviera Maya de Mexic. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!